Lucrarea pe care am început-o în 2019, când m-a chemat domnul acolo, a fost de a ridica o casă de copii pentru un orfelinat în care erau copii cu, și sunt copii cu dizabilități. Religia musulmană dă voie familiei să arunce efectiv copilul din casă dacă e cu dizabilități. E considerat un blestem. Le-ai dat degeaba Biblia pentru că nu știu să o citească, nu pot să o citească. Și atunci brazilienii au reușit să realizeze un lez de card în care au pus Biblia vorbită. Asta e surpriza și asta e un lucru extraordinar, că l-au făcut în dialectele lor. Iar experiența care am avut, am și prezentat-o la Betania cu acel bărbat care efectiv a fost vindecat de Domnul. A oprit o echipă care mergea pe stradă, el era cu bicicleta, s-a oprit și ce voi ați fost la mine acasă și v-ați rugat pentru mine. Nu există industrie, neavând curent electric în țară. Curentul electric îl au doar în capitală, asigurat de un vapor turcesc care prin cabluri dă curent în capitală. Și așa cum ne-a dus pe noi până acolo, pe mine un constructor, pe altul un instalator, altul electrician, toate lucrurile s-au legat într-un fel miraculos, cum Dumnezeu poate să le facă. Atunci, dacă Dumnezeu ne-a adunat pe noi ca să facem o casă, cu siguranță Dumnezeu se va îngriji mai departe de copiii ăștia. Dar o face prin oameni. Totul a fost programat de Domnul, nu de mine. N-am avut planuri de genul acesta. Aș putea spune că soția mea poate că ar fi avut planuri de genul ăsta dacă nu s-ar căsătoria cu mine. Trimiterea ce a avut-o Iisus către ucenici, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, pentru mine era un subiect nu pentru mine. Adică am considerat că pentru cei care știu să vorbească, pentru cei pregătiți pentru așa ceva. Eu nu am fost pregătit pentru așa ceva. Plecat, în practic, în 2018, am aflat despre o echipă care merge în Africa, în Guinea-Bissau și în Senegal. Chiar nepoata mea, Ioana Tolan, a fost cu un an înaintea mea acolo și a fost cu fratele Cori Miheț de la Bujac. El e vopsitor auto. Ei, lucrurile așa au fost și Dumnezeu le-a făcut în așa fel, încât în 2018 vara îmi cumpărasem o mașină bunicică pe vremea aia și cineva m-a lovit. Eu pe Corel știam vopsitor. Eram prieten de mai mult timp și l-am sunat să merg să rezolve mașina. Ei, am ajuns la el, am lăsat mașina la el și în timp ce am așteptat taxi să plec, să vin înapoi acasă, clar că am schimbat câteva vorbe despre Africa, pentru că el numai ce ajunsese înapoi acasă, din Africa. El deja mergea de câțiva ani. Dacă nu mă înșel, din 2012 începuse să meargă. Și efectiv mergea la evanghelizări. Și răspândirea Bibliei. Vorba mi-a povestit despre casa de un orfelinat, o casă de copii cu dezabilități pe care a găsit-o acolo. Nu o găsise până în acel an, în 2018. Practic atunci i-a scos-o Dumnezeu în cale. Și atunci ți-ai lovit și tu mașina. Atunci mi-a lovit și eu mașina. Uh-huh. Și mașina din ce an era? 2016. Pentru cei care nu știu, avem o fetiță cu dezabilități și eu zic că în planul lui Dumnezeu, inclusiv faptul că o aveam pe Gloria, a influențat hotărârea mea de a merge să dau o mână de ajutor. Nici atunci nu mă gândeam că voi merge acolo. Mi-a spus despre proiectul pe care îl are, că Dumnezeu i-a vorbit și că vrea să facă o casă pentru copiii aceia, pentru că erau în niște condiții insalubre. În două camere erau 16 copii la momentul respectiv și nici măcar nu aveau saltele pe paturi, dormeau pe arcuri. Și lucrul care mi l-a spus, faptul că copiii erau cu dezabilități, cu probleme, clar că a lucrat la inima mea în momentul acela. Am zis, măi, o să te ajut și eu, dar mă gândeam financiar. Am venit acasă, i-am spus soției despre ce se întâmplă acolo, despre copiii aceia și
lucrurile au decurs în așa fel încât nici măcar nu am luat eu hotărârea să plec. Noi acasă aveam pe Gloria, mai aveam pe tata socru care era la pat și el, în gradul întâi de handicap pe vremea aceea. Ziceam, mai cum să mă duc eu în Africa cu două persoane cu handicap acasă? Pot să las pe Emma singură cu copiii. Tot timpul mi-a fost gândul la un ajutor financiar. În final, lucrurile așa au decurs. Am avut un ajutor foarte mare din partea cumnaților, Camelia și Laurențiu. S-au oferit să o ajute pe Emma cu tata socru și cu Gloria și îndemnat de soție, de fapt, că la un moment dat spunea, bine, l-a ajut pe Cori, dar Cori merge să construiască, el e vopsitor. Păi tu ești constructor, ce faci? Nu ar trebui să mergi tu. Sau dacă ai avea posibilitatea, te duce. În momentul ăla am zis așa, da, dar conștiința mea îmi spunea, da, vezi de treabă, oricum n-ai cum să mergi. Ei, lucrurile în felul ăsta s-au legat și am ajuns să merg în Africa, practic constrâns de împrejurări într-un fel, dar Dumnezeu deja a început să-mi vorbească. Păi din 2019 am fost în fiecare an. Adică mi-am plecat pregătit și setat pe faptul că mă duc să fac construcții. Nu m-am gândit că voi avea foarte mari contacte cu băștinașii sau cu oamenii. Nu am mers pentru evangelizare, nu am mers pentru a propovădui cuvântul. Sau am mers pur și simplu la punct ochi, punct lovit. Eram constructor. Da, nu te-ai gândit însă, oare unde dorm, unde mănânc, ce mănânc? Nu, pentru că atacă nimeni. Eram pregătiți, gândurile astea cred că le-a avut Cori înainte, prin 2012, când s-au dus primele dăți. Știam că vom merge la o bază braziliană, care deja era în orașul ăla instalată și deja vorbiserăm cu ei. Deci aveau pregătit spațiu pentru noi. Uh-huh. Condiții basic, adică curent doar 2-3 ore, ca pe vremea lui Ceaușescu. Dar a fost ok, adică am avut o baie, am avut apă curentă, condiții bune. Acum nu pot să vă descriu cam cum arăta totul acolo și în condițiile în amănunțime. Da? Eu zic că a fost ok, deci n-am avut un șoc. N-am avut șocul ăla. Doar când am văzut omul de rând, când am trecut pe stradă, când am văzut condițiile, infrastructura, faptul că nu au curent decât de la generator, m-a afectat. Nu pot zic că nu m-a afectat și mi-am dat seama ce bine o ducem noi și cât de bine cuvântați suntem aici în România. Deci multă lume vrea să plece tocmai datorită condițiilor din România. Eu le spun tuturor... Dar nu pleacă nimeni în Africa din cauza condițiilor din România. Categoric nu. Dar eu am o vorbă acum. Dacă ai probleme cu acceptarea situației tale, vină un an cu mine. Eu m-am documentat mai mult în perioada aceea, din 2019-2020 și pe vremea aceea populația se ridica undeva la 1.700.000-1.800.000 în toată țara. Țara se întinde cam cât 4 județe din România. Uh-huh. Nu e foarte mare. Au multe insule, dar sunt cele mai multe nepopulate. Doar câteva din ele sunt mai populate. Normal, majoritatea sunt musulmani. Undeva între 70-80%, poate puțin mai mult. Creștini erau atunci, se spunea că undeva la 5%, grosomodo, și animiști, care cred în vrăjitorii, în spirite, tribali. Dar pătrunseseră deja musulmanii destul de bine. Era practic aproape în fiecare trib sau în zonă de triburi deja erau instalații imam și de aceea evangelizarea deja a fost destul de greoaie în anii precedenți plecării noastre, de adică în 2019. Pentru că aveai contact cu imamul și imamul practic punea populația să te dea afară. Ești acceptat, dar să nu mergi în trib să propovădești. Ceea ce am observat și noi și alții care au mai mers, gen Petre Coșarbă de la Michelaca, există o deschidere în ultimii 2 ani vis-a-vis de acceptarea misionarilor în trib. Primii ani în care am fost acolo, surpriza pe care am avut-o nu a fost în primul an,
așa cum spuneai, ce a fost după ce am început să lucrăm acolo. Și în orașul acela s-a răspândit destul de repede vestea sosirii noastre, adică ce facem noi, practic și-au dat seama că de fapt trebuia să facă ei de mult cu copiii aceștia. Pentru că copiii ăștia au fost copii abandonați de ei. Religia musulmană le dădea voie să abandoneze copiii dacă au handicap. Și asta, și acum. Lucrarea pe care am început-o în 2019, când m-a chemat domnul acolo, a fost de a ridica o casă de copii pentru un orfelinat în care erau copii cu, și sunt copii cu dezabilități. Adică orbi, mologi, surdomuți, pe care îi respinge familia, da. Ei au fost respinși de mici. Acolo religia musulmană dă voie familiei să arunce efectiv copilul din casă dacă e cu dezabilități. E considerat un blestem. Și atunci, pe baza asta, că e un blestem, ei practic înlătură blestemul din casă. Cam asta e teoria. Și copilul, dacă e mic și e fără o mână sau fără un picior, e ușor depistat că e cu handicap. Și s-au fost chiar cazuri în care au fost abandonați în pădure copiii, ca și sugari. Primul an am aflat că ar pune copiii pe mușuroi de termite. Nu am crezut lucrul ăsta. După ce am ajuns acolo, m-am interesat și am întrebat misionarul cu care colaborăm acolo, chiar se mai întâmplă așa ceva? Ce din păcate se mai întâmplă. E scos din lege, adică există lege să nu se mai întâmple așa ceva, dar din păcate încă se întâmplă în triburi. Iar când cresc, dacă cei surdomuți, de exemplu, nu pot să dai seama de faptul că surdomuți până mai la 2, 3, 4 ani când vezi că nu vorbesc. În momentul acela s-a abandonat pe străzi. Și îi duce cineva la voi? Știu de centru sau cum ajung să... Nu, în prima fază ea a adunat cel puțin în zona aceasta, în orașul în care mergem noi, a adunat două femei care erau creștine. Uh-huh. Și i-a luat de la groapă de gunoi, i-a luat din oraș și efectiv i-a adunat. Dar ei deja aparțineau unei asociații din capitală, când am ajuns noi acolo. În asociația asta a fost un bărbat, Emanuel, lui a vorbit Dumnezeu în mod direct. I-a vorbit Dumnezeu într-o noapte și a spus: Emanuel, vreau să fac cu tine o lucrare mare, vreau să adun toți copiii din țară care sunt abandonați. Emanuel era orb. Și eu spus: Doamne, cum să fac eu lucrarea asta? Că nu am cum, eu sunt orb. Cum să adun eu copiii? Zic, tu numai fă ce spun eu și vei vedea că se vor întâmpla lucruri mari. Și atunci a început Emanuel să facă o școală, era într-o colibă de paie, practic. Chiar am văzut poze acolo în centru. În centru tot în orașul ăsta? Nu, în capitală. În capitală. În capitală, unde e asociația respectivă. Acum au 3 școli acolo, în capitală, pentru diferite vârste. Copiii au crescut. Chiar Emanuel câștigase un premiu de la suedez, ceva echivalent a premiului Nobel, și cu banii care i-a primit a făcut școlile de acolo din Misau. Din păcate, Emanuel a plecat la Domnul în urmă cu 2 ani. Noi l-am întâlnit, proiectul pe care l-am inițiat dincoace în Gabu a fost susținut și de el moral și știa despre ce vrem să facem. Din păcate, el atunci ne-a spus că nu are cum să ajute foarte mult copiii aceștia. De aceea erau în condiții deplorabile copiii din Gabu. Practic, trimitea doar niște bani pentru 2 femei, niște salarii și bani pentru orez. Atunci eu găsi fratele Cori și am început noi să mergem, cei care au fost prieteni la început, să mergem să facem lucrarea, să construim casa pentru copiii aceștia. Câteva din realizările voastre de acolo? Nu sunt realizările noastre, așa. Sunt realizările într-o totul ale Domnului, pentru că dacă nu era Domnul, nu se făcea absolut nimic. În prima fază ne-am dus, am cumpărat terenul. Terenul, de fapt, îl cumpăraserăm de aici, până nu am ajuns acolo. Prin frații brazilieni de acolo am reușit să achiziționăm un teren și am început să construim. Am luat terenul, ne-am dus, am construit orfelinatul. Ne-a ajutat Domnul în 2 ani
să-l și inaugurăm în 2020. L-am inaugurat, o casă destul de mărișoară. După care am zis, mai au venit oferte. Stând acolo și muncind, au venit tot felul de băștinași. Doamne, vrem să vă vindem terenul de lângă. Și zic, măi, ce să facem cu terenul? Nu ne punem să ne facem proprietari prin Africa. Dar am zis, poate că e voia lui Dumnezeu. Și cu convingerea asta am achiziționat terenuri lângă copii, unde am construit o biserică, care în ziua de astăzi funcționează. Este un păstor de acolo, băștinaș. Acolo merg copiii la biserică în fiecare duminică. Am făcut lângă o altă casă de misiune, să nu mai depindem de frații brazilieni. A fost an în care n-am mai avut loc acolo, pentru că au venit mai mulți brazilieni și efectiv nu au putut să ne cazeze. Și atunci, un fel de loc de cazare pentru voi când veniți da, aici. Da, și nu doar pentru noi. Anul ăsta, de exemplu, am ajutat chiar pe frații brazilieni. Ei n-au mai avut loc acolo cu valurile de misionari ce le-au primit acolo și le-am oferit casa aceasta să poată locui. Și timp de 3 luni de zile chiar au fost familii care au locuit în casa asta. Practic ne-am făcut casa care e deschisă pentru oricine vrea să meargă acolo. În cadrul orfelinatului, noi făcuserăm o fântână clasică, cum se făcea și aici la noi, de un metru lărgime și să scoți cu găleata. Până la urmă noi am reușit să punem și o pompă. Făcuserăm fântâna pentru copii, pentru că le-am făcut un sistem bine pus la punct. Asta a fost năucirea musulmanilor și a oamenilor de acolo. Cum facem? Noi venim să le facem la copiii ăștia, care pentru ei erau niște blestemați, să le facem confortul care le-am făcut. Și asta a fost o surpriză pentru noi, în sensul că după ce începuserăm construcția și au văzut ce facem, și-au dat seama și chiar vorbeau unul cu celălalt, am surprins o discuție de genul ăsta la un magazin. Nu i-am înțeles, dar misionarul care era cu noi și ne traducea a început să, la un moment dat, să fie foarte uimit și să ne spună de fapt ce vorbeau cei doi. Cei doi erau musulmani și unul i-a adresat o întrebare celorlalți. Zice, măi, oamenii ăștia fac un lucru bun, ce fac? Măi, eu cred că ăștia vor merge în rai. La care celălalt zice, da, zice, dar dacă ei, făcând lucrurile astea, noi unde mergem? Deci deja se aprinseseră niște beculețe. Pe noi ne-a marcat foarte mult experiența asta și au mai fost și altele de genul ăsta care ne-au dat un imbold în plus să mergem înainte. Deci oamenii deja știau ce facem și și-au dat seama că creștinii sunt acolo nu să facă lucruri rele. Am făcut orfelinat, am făcut fântâna și în tribul din jurul orfelinatului, oamenii au început să vină, am văzut că vin să ia apă, pentru că nu aveau fântână în apropiere. Venind să ia apă, ne-am îngrijorat cu privire la apa care va rămâne pentru copii în momentul secetei, pentru că în celelalte perioade nu se pune problema să nu fie apă. Deci, mai e nevoie de o fântână în zonă. Și împreună am luat hotărârea să facem o fântână publică. Ei, problema era că o fântână publică era foarte scumpă. Să duci oamenii care forează o firmă costa undeva la 13-14.000 de euro. Era fântâna aceea la care să dă la cișmea. Dar am zis mai cu ajutorul Domnului, hai să pornim, vedem ce va fi. În final am găsit o firmă de acolo din Gabu care s-a oferit să o facă la jumătate de preț. Și am pornit. Din păcate, în primul an nu au reușit să foreze, au dat odată în stânci, în pietre. La un moment dat au vrut să vină să facă sacrificii cu găini, sânge și ritualuri de genul ăsta tribale. Nu i-am lăsat să le facă. Dar în următorul an, surpriza a fost că firma respectivă a mai venit cu alte mașinării mai performante. Mă rog, au reușit cumva să facă fântână. Și anul acesta, în ianuarie, când ne-am dus acolo, deja fântâna era funcțională. Da, bucuria noastră a fost să vedem că oamenii o și folosesc în continuu. Deci femeile și copiii merg și au apă în zonă.
mai mult, am avut o deschidere foarte mare la șeful de trib din, din tribul acela, din jurul orfelinatului, și, el a fost foarte bucuros să, vadă fântâna funcțională. Anul ăsta am hotărât împreună cu un misionar brazilian să mergem la răspândirea Evangheliei pe SD card, în format electronic. Pentru că ei nu știu să citească. Deci majoritatea sunt analfabeți. Și degeaba le dau o Biblie în portugheză sau, eu știu, în, criolă, criolă fiind limba lor în Guinea-Bissau, le-ai dat degeaba Biblia pentru că nu, știu să o citească, nu pot să o citească. Și atunci brazilienii au, după, în urma unei munci asidue, au reușit să realizeze un SD card în care au pus Biblia vorbită. În portugheză sau în limba lor? Asta e surpriza și asta e un lucru extraordinar, că l-au făcut în, dialectele lor. Nu doar în portugheză. Portugheza la ei e o limbă universală a celor care au venit și au dominat, practic. Și limba din instituții, bănuiesc. Exact, exact. Ei vorbesc criola, care a fost o limbă care au vrut ei să contracareze cumva portugheza, dar ei, de fapt, au dialecte. Și la orfelinat, acolo cum se vorbește? Acolo se vorbește criola. Okay. Criola. Creola e un amestec de portugheză cu dialectele lor. Eu, locuind în Spania 3 ani de zile, fiind o limbă latină și portugheză, cumva m-am descurcat într-un fel cu, ei să comunic. Mai mult cu oamenii care sunt mai deschiși puțin mai la minte acolo, mă înțelegeau perfect, vorbind în spaniolă. Cei portugheză o înțeleg. Nu știu să o citească, pentru că nu, pot, dar înțeleg portugheza. Totul funcționează ceva de genul, face o echipă, două, trei persoane și mergem, așa am făcut practic, am mers din casă în casă și am întrebat dacă vor să le dăm un cadou. În momentul ăla le deschis urechile. Sigur că da, ce anume? Păi uite, vrem să vă dăm cuvântul lui Dumnezeu. Ei conceptul de Dumnezeu l-au. Ok, animiștii sunt minoritari acolo, sunt puțini. Majoritatea sunt musulmani. Asta e partea frumoasă, că nu ai niciun fel de interacțiuni violente. Au fost la un moment dat anul ăsta, când s-a ajuns cu, Biblia în zona moscheilor și atunci a ieșit imamul și efectiv aici nu veniți. Și ne-am retras, nu am vrut să intrăm în polemici cu ei. Da, mergi și le spui despre Biblie. Ei acceptă. Toți au telefoane, dar nu au telefoane smarturi, au cu butoane, însă au telefoane care au capacitatea de a citi SD cardurile. Și în momentul în care le dai drumul la propriul lor telefon, le dai drumul în dialectul lor, care de la mama de acasă, sunt năuciți. Păi surpriza noastră a fost să vedem și a doua zi și a treia zi când ne-am dus pe același traseu, practic, pentru că n-ai putut să acoperi într-o singură zi tot tribul, decât câteva zeci de case am făcut în ziua, în amiaza mare, nu poți să stai pentru că e căldura foarte mare și atunci mergem prima parte a zilei. Iar a doua zi când merge, efectiv auzeai cuvântul lui Dumnezeu după telefoanele lor și cum stau îngrămădiți, asculte. Deci, și inclusiv misionarii brazilieni ne-au spus experiențele care le-au făcut în privința asta. Un alt lucru care îi impactează e faptul că după ce le prezinți Biblia, le dai Biblia, le oferim să ne rugăm pentru ei, care deja ajunge cumva, ajunge la inima lor în felul ăsta. Cum să te rogi pentru mine? Nu mă cunoști. Dar după ce le faci oferta asta de a te ruga pentru ei, unii nu, unii sunt mai reținuți. Dar majoritatea covârșitoare au vrut să ne rugăm pentru ei, pentru familiile lor. Mulți, foarte mulți au avut bolnavi în casă și ne-au rugat să intrăm în casă, să ne rugăm pentru cei bolnavi. Sunt foarte marcați de faptul că te apropii de ei mai personal și acceptă rugăciunea.
Iar experiența care am avut, am și prezentat-o la Betania cu acel bărbat care efectiv a fost vindecat de Domnul. A oprit o echipă care mergea pe stradă, el era cu bicicleta, s-a oprit, zice, voi ați fost la mine acasă și v-ați rugat pentru mine. Și a înțeles că Dumnezeul creștinilor e cel care... Păi cu gura lui a spus că Iisus Hristos m-a vindecat. Pentru că noi când mergem întotdeauna ne rugăm în numele Domnului Iisus și pronunțăm numele Domnului Iisus. Cea mai mare provocare cred că e încercarea noastră de a-i face ca noi, ceea ce am încercat primii ani și ne-am dat seama că am abordat lucrurile greșit. Inclusiv la Ortfelinar, noi făcând condițiile occidentale, hai să spunem așa, parcă ai avut pretenția să păstreze totul la linie, să fie totul aliniat, să fie ceea ce nu se poate întâmpla, pentru că ei nu au educația asta. E foarte greu să le impui lucrul ăsta. Oricum, neavând noțiunea asta de ordine și disciplină, după ce pleci de acolo, fac tot cum vor ei. Și pentru noi a fost la început destul de greu de digerat. Dar ne-am dat seama că scopul nostru nu a fost să-i reeducăm, după cum am fost noi educați într-un fel sau altul, ci scopul nostru acolo e în primul rând să le oferim condițiile mai bune acestor copii, până la urmă, și propovăduirea Cuvântului Dumnezeu. În perioada în care nu suntem acolo, noi avem o colaborare cu frații brazilieni, cu misionarii brazilieni și au mers începând de anul acesta și anul trecut, dar mai puțin. Dar mai ales de anul ăsta, de când a fost acolo în ianuarie, merge o echipă în fiecare săptămână, cam 2-3 zile pe săptămână, să facă jocuri cu copiii, să le citească din cuvânt, jocuri biblice. Deci se lucrează pe tema asta, dar ei deja aveau noțiunea asta, pentru că femeile care i-au adunat, cel puțin inițial, pe primii, că după aceea s-au tot adăugat și în ziua de astăzi sunt persoane care aduc copii acolo. Uite, copilul ăsta nu are pe nimeni, a fost abandonat, îl luați, n-ai cum să nu-l iei. S-a mai controlat cumva numărul prin asociația de la Bissau, din capitală. În sensul că cei de la Bissau mai roteau și mai luau acolo din ei. Și atunci noi nu am controlat într-un fel numărul. Totul era controlat de la Bissau. Dar anul ăsta, din păcate, am avut surpriza să vedem că cei de la Bissau nu mai au resurse. Li s-a tăiat donațiile din Portugalia, Spania, o mare parte din ele. Și ne-au abordat în iarnă. Am găsit, din păcate, copii în niște condiții mizere, pot să spun, deși sună rău, dar e adevărat. Nu am înțeles de ce. Până la urmă ne-au explicat ei că nu mai plătiseră salariile angajaților de vreo 8 luni de zile și atunci cumva am înțeles de ce femeile nu mai îngrijau de copii. Însă ne-au abordat și ne-au spus că nu mai știu ce să facă, nu mai au resurse. Și atunci am intervenit, am zis, măi, cumva trebuie să ajutăm copiii ăștia, nu putem să-i lăsăm să moară de foame. Și am optat pe a-i ajuta, încrezându-ne în Dumnezeu, pentru că până la urmă la Dumnezeu sunt toate resursele. Și așa cum ne-a dus pe noi până acolo, pe mine un constructor, pe altul un instalator, alt electrician, toate lucrurile s-au legat într-un fel miraculos, cum numai Dumnezeu poate să le facă. Și atunci, dacă Dumnezeu ne-a adunat pe noi ca să facem o casă, cu siguranță Dumnezeu se va îngriji mai departe de copiii ăștia. Dar o face prin oameni. Și în momentul acela eram noi acolo. Deci copiii sunt cu vârste între? Între 6 ani acum, cel mai mic are undeva la 6 ani. Când am fost noi, avea 2 ani parcă. 2-3 ani avea Emiliano și până la 20 de ani. Sunt familii care îi ia la ei pe o perioadă de 2-3 zile, în weekenduri. Deci unele familii au ținut legătura cu copiii. Dar ce ni s-a spus de către
responsabilul care e acum acolo, mi-a spus că sunt perioade, mai ales în perioada vacanței, când vin părinții și mai au câte o săptămână acasă, în familie. Din păcate vin înapoi mai slabi și mai piperniciți decât au plecat de aici, pentru că în familie nu au hrană, nu au ce să le ofere. La limita sărăciei ei ca și părinți și dacă copilul, pentru că asta e problema cea mai mare, copilul cu handicap nici nu poate să se autosusțină. De muncit nu prea au ce să muncească. Nu există industrie. Neavând curent electric în țară, curentul electric îl au doar în capitală, asigurat de un vapor turcesc care prin cabluri dă curent în capitală. E singura sursă de curent. În toată țara nu există curent public. Mai au câte un panou fotovoltaic din ăsta micuț care își încarcă telefoanele sau au câte un bec în fața casei. Un bec care e foarte slab. În practic doar în capitală există câteva fabrici care fabrică ciment, chestii de plastic și, mă rog, basic, dar în țară nu există industrie. Deci n-ai unde să te angajezi. Ca și plantație, pot cultiva orezul. În momentul ăsta e sezonul ploios și în sezonul ploios orezul merge. Însă așa o absorpție de orez au, ca și populație, că nu fac față. Ei și importă foarte mult orez din China. Comercianții, bineînțeles. Dar nu fac față. Ce au, iar au caju. Practic sunt printre cei mai mari producători de caju din lume, în Guinea-Bissau. Caju e ca și o buruiană acolo. Crește unde nu te aștepți, peste tot. Unde este un pic de pământ, crește singur, fără să-l plantezi. Dar primesc un așa preț mic pe caju, că abia reușesc, dacă vând caju, să-și cumpere orezul pentru traiul zilnic. Și atunci masa lor de bază e orez fiert și cel mult cu niște ceapă prăjită, cu un picuț de ulei și care îl pun pe orez să-i dea gust. Carne la sărbători. Nu prea au noțiune de carne. Decât cei care reușesc să muncească, sunt dintre ei care fac, mă rog, construcții, iar nu pot decât câteva luni pe an acolo. Pentru că sezonul ploios începe din iunie până în octombrie, aproximativ. După aceea trebuie să se usuce pământul și atunci din noiembrie poți lucra până prin luna martie. Pentru că aprilie-mai e zona de secetă și temperaturi care nu-ți permit să stai afară. Nu prea au posibilitatea de emigrare, că nu ni se dă voie, merg cel mult până în Senegal. Senegal e puțin mai dezvoltat, pentru că a fost colonie franceză și m-au pus mai mult accentul pe turism. Și atunci, în Senegal, țara e puțin mai dezvoltată decât Guinea-Bissau. Dar ei chiar au fost cumva marginalizați, probabil și datorită conducerii care au avut-o în timp. După ce au ieșit de sub colonizare în 76, au fost măcinați de războaie civile. Fiind multe triburi adunate, fiecare vrea să fie conducător. Și atunci, practic, președintele de dinainte, acelui actual, a fost primul președinte care a rămas la conducere pe tot mandatul. Până la asta, din 76, ba au fost uciși, ba au fost lovituri de stat, ce au fost practic țara măcinată de războaie. Africa nu e ce credem noi de aici. Avem o imagine foarte sumbră despre Africa. Asta am avut-o și eu. Ce să caut eu în Africa? Acum nu pot să generalizez. Pentru că ce am întâlnit eu în Guinea-Bissau nu e același lucru în alte țări. Deci lucrurile sunt diferite. Creștinii au mai mult acces în momentul ăsta de vreo 2-3 ani încoace. Chiar am fost trimis de deschiderea care îi. Pe lângă evanghelizarea asta cu răspândirea Bibliei pe suport electronic, mergem cu un păstor care s-a întors dintre musulmani și foarte acceptat în triburi. Însă e foarte acceptat pentru că el e prezentator la radio. Și atunci cei din triburi, având telefoanele astea cu radio, ascultă mult radio. E singura sursă de informare. Și cunosc vocea.
Că merge într-un trip și dacă nu am mai fost în tribul ăla, în timp ce, în momentul în care deschide gura, deja oamenii își dau seama, bă, te-am auzit de undeva, te știm. Și foarte acceptat. Și atunci mergem cu el și prezentăm filmul Iisus. Mergem seara, le ducem cadouri, hrană, mă rog, ce avem pregătit și după aceea punem filmul. Majoritatea sunt copii. Și primul an când am făcut lucrul ăsta, cumva m-am gândit, mă, oare chiar să merită? Pentru că sunt numai copii. Femeile mai veneau la să vizioneze filmul, dar bărbații prea puțin. Pentru că le era teamă de imam. Mai mult, în unele triburi în care am fost, în momentul în care noi începeam filmul, începea imamul să-și facă un servici, tocmai ca să îi atragă pe săteni să meargă la el, să nu stea la noi la film. Și am avut îndoieli, însă chiar anul ăsta am vorbit cu câțiva băștinași de acolo care ne-au însoțit, creștini, și am putut să stau mai mult de vorbă cu ei și ne-au spus, măi, să merită, pentru că copiii ăștia deja li se inoculează informația, deja ei aud despre, văd pe ecran și rămâne imaginea. Copiii ăștia merg în capitală, la școală. Unii dintre ei, nu toți au acces. Dar cei care merg în capitală, surprinzător, merg și caută biserici evanghelice. Și aici, în orașul în care suntem noi, mergem noi în Gabu, sunt câteva biserici. Nu sunt foarte mari. Cea mai mare e biserica evanghelică, unde am avut niște ajutorări la biserică la ei. Undeva la, cred că sunt peste 100 de membri băștinași. Și sunt destul de binișor organizați. Au păstori acolo, între băștinași chiar nu au brazilieni cu ei. Mai sunt câteva biserici care sunt păstorite de brazilieni, de misionari brazilieni. Revenind la film, am constatat că merită să facem și filmul, pentru că totuși copiii ăia rămân cu ceva. Inclusiv forma lor de închinare e diferită față de forma noastră de închinare. În primul an, poate ăsta a fost cel mai mare șoc pentru mine. Să merg într-o biserică băștinașă, biserică evanghelică, bineînțeles, și să văd felul de închinare pe care îl au, cu puțin dans, cu tobe, nu prea l-am înțeles în acel moment, dar ce m-a surprins foarte mult în acel an a fost cercetarea pe care am avut-o în bisericile alea, parcă de nicăieri. Deși cumva mintea mea nu procesa felul ăla de închinare și cumva eram contrariat, inima i-a înțeles. Părerea mea că în primul rând ca să mergi trebuie să ai o chemare. Poate chiar dacă nu ești mare orator sau mare evanghelist, cu siguranță ai ce să faci acolo. Nu cred că e nevoie de o pregătire specială. Oricine poate merge acolo. Doar că eu cred că contează foarte mult chemarea și dacă Dumnezeu îți vorbește. Dacă mergi doar ca să faci o excursie și să ai experiență, atunci mai bine dă banii pe care îi vei cheltui, că sunt lucruri care le poți face cu banii mult mai multe. Chiar vorbeam cu copiii mei, care și ei au fost, toți cei care sunt acum majori, au fost cu mine, au însoțit. Și îi spuneam celui mai mare, prima dată când a vrut să vină, el era minor. Și zice, tati, nu mai e cu tine în Africa. Zic, măi, Filip, gândește că dacă te iau cu mine, avem o cheltuială destul de mare și cu banii ăștia am plătit 15 oameni o lună la lucru. Eu, bineînțeles, gândeam din perspectiva administratorului de firmă. Și când a auzit, o, tati, atunci nu, mai bine lasă, dă banii acolo. Cu toate astea, Domnul s-a îngrijit. Atunci am avut o experiență extraordinară și el a avut ca și copil o experiență extraordinară, pentru că cineva mi-a pus banii în mână și a zis, uite, ai banii ăștia ca să îl duci pe fiul tău cu voi. Ceea ce a fost o surpriză extraordinară pentru el. Și o experiență. Și a lucrat Filip acolo? Bineînțeles. Da, fetele, am avut surpriza să vedem că au avut de lucru mai mult decât noi băieții. În sensul că în prima fază am zis, măi, ce să facem noi cu fetele acolo? Nu știau nici limba.
Și atunci fetele au insistat, au lucrat o vară întreagă să-și adune bani. Promisiunea mea ca părinte a fost că dacă își adună jumătate din sumă, pune tata cealaltă jumătate. Și așa s-a întâmplat. Rebecca a lucrat o vară întreagă ca să-și adune jumătate din sumă și a venit. Nu puteam să mă opun. Și surpriza mare a fost să vedem că nu a venit, să zic așa, pe degeaba. Din primul moment când a ajuns acolo s-au amestecat copiii, nu știu cum. Adică n-am înțeles nimic din toată geometria asta. M-a năucit cumva efectul pe care l-au avut fetele în mijlocul copiilor. Copiii au plâns enorm de mult când și-au dat seama că pleacă înapoi fetele. Ce anume au făcut în primul rând lucrare cu copiii, dar în fiecare seară le pregătea desert, ceea ce pentru ei a fost ceva nemaipomenit. Nu au avut acces vreodată la desert. Situația de acolo e foarte, foarte gravă în ceea ce privește maternitatea. Nu au spital, au un singur spital pe o zonă foarte mare, adică cam cât un județ e un singur spital, unde nu au specialiști, foarte puțini, și nu fac față la val. E o mortalitate foarte mare în rândul mămicilor care nasc și a copiilor care se nasc din cauza sărăciei, din cauza condițiilor în care nasc și așa mai departe. Frații brazilieni au văzut problema asta și de câțiva ani de zile ei tot încearcă să ducă pe cineva care să califice cumva femeile de acolo, băștinașe. E cea mai bună soluție până la urmă. Au găsit, într-un final, au găsit o femeie din Australia, care 2 ani și jumătate își dedică din viață să vină, e medic, vrea să vină să facă cursuri de calificare pentru moașe. Dar categoric e nevoie de o clădire. Ei nu au avut clădire, nu au clădirea aceea în Jocum, ei au o clinică acolo, dar e limitată. Și vor să demareze această lucrare. Ne-au chemat în ideea de a-i ajuta în construcția asta. Ei au văzut viteza cu care ne-am mișcat. Inclusiv lucrul ăsta a fost o chestie foarte năucitoare pentru ei. N-au conceput ca în trei săptămâni să poți ridica o clădire de jos, din pământ până la acoperiș. Câți oameni? Păi noi nu am fost mulți românii ce ne-am dus. Am fost doar 5 în primul an. Dar am luat băștinași, am angajat, numai că îi dirijam noi. Ei nu au noțiunea de construcție, au o viteză încet și pe loc. Atât. Ei, dar fiind noi acolo, nu le-a venit să creadă ce este de mâna lor. La un moment dat, șantierul nostru era un fel de Meca. Veneau băștinezi să vadă cum se ridică o clădire. Ei, practic, o clădire o fac într-o generație de om, pentru că nu au resurse. Își fac singuri cărămizile din pământ, din paie, cum se făcea și la noi cândva. Ei, brazilienii au văzut și ei lucrul ăsta și ei au problema asta, pentru că lucrează tot cu băștinași și tot viteza încet și pe loc. Ei, problema la ei a apărut că femeia respectivă a spus că poate să vină din luna aprilie în 2025, doar că are nevoie de condiții. Nu poate în pădure să facă curs de calificare. Și ne-a rugat dacă suntem dispuși să-i ajutăm în privința asta, doar a gestionării șantierului. Dacă toate sunt în regulă, probabil că voi merge undeva în octombrie-noiembrie. Sunt oameni acolo, băștinași, care abia așteaptă să iei la lucru. Adică numărul muncitorilor pe șantier o depinde numai de resurse, nu de faptul că n-ai avut resurse umane, ci resurse financiare. Ce am avut surpriză a fost că ei chiar se pricep, mai ales că materialele de construcție nu sunt ca la noi, sunt mult mai deformate, mult mai rustice, să zic așa, și se pricep. Chiar mai bine decât noi să zidească, de exemplu. Deci nu ar fi o problemă neapărat.
Iar de realizată, practic, sunt niște pereți, o fundație, niște pereți, nu-i ca și la noi, că, domnule, trebuie să faci aer condiționat, trebuie să faci, eu știu, câte cabluri de curent și așa mai departe. E mai simplist un pic. Până acum, lucrurile au mers bine, zicem noi, pentru că au fost lucruri care nu s-ar fi realizat fără ajutorul lui Dumnezeu, cu siguranță. Dar au fost și probleme, au fost și provocări. Întotdeauna când mergi acolo trebuie să te aștepți că vei avea lupte spirituale. Întotdeauna ai probleme acasă când ești acolo. Întotdeauna cel rău încearcă să lovească. De aia e nevoie de rugăciune și de susținere de acasă.